și spre Bulgaria pleacă mulți refugiați, mai ales refugiate. Trenul spre Rusia, Sofia, Varna pleacă dimineața la 10:55. Și vedem lume care acceptă în orice colțișor liniștit de Europa, nu neapărat Europa Occidentală. Ups! S-a enervat pe rotiță. Și uite, pe vagon scrie și rusește, s-ar putea să fie chiar tren venit din Bulgaria. Na, nu-i rusește, e bulgărește, da. Oamenii poate n-au călătorit niciodată cu trenul prin Europa. Evident că nu toți sunt refugiați, dar cei mai mulți, că nu pleacă atâta lume spre Bulgaria, în mod normal, pe timp de pace. Uite, să înțeleg, cunașul, dacă vorbește bulgărește, să înțeleg mai ușor. Vagonul ăsta pleacă la Sofia. Știri se mai din. Nu vă grăbiți, cum mai este timp. S-a blocat roata. Se roade. Cu un voluntar venit special din Bulgaria aici ca să ajute, pentru că na, cât de cât se înțeleg cu limba, doar că e complicat să comunice după aceea cu autoritățile. Noroc dacă autoritățile știu engleză, dar dacă nu, vom degeaba înțelege refugiații dacă nu poate interacționa cu ai noștri. Și așa că zicea că azi e ultima zi de voluntariat, să întoarce în Bulgaria să ajute de acolo. Deci probabil pleacă cu trenul de mâine. De sâmbătă dimineață. Unii au venit cu cățelul, cu pisica. Cu
oamenii cu veste, portocalii, le traduc, sunt voluntari traducători. Cei mai mulți vorbesc rusește sau ucrainește, dacă sunt chiar ucraineni. Iată și voluntarul din Bulgaria. Ajută pe cineva cu bagajul. Thank you.